Un băiat și o fată stau de vorbă într-o noapte romantică la lumina lunii. Vă prezint un fragment din discuția lor. Mi-e teamă că nu e cea mai romantică parte a discuției, dar este ceea ce ne interesează pe noi. Primul vorbește băiatul, care întreabă: în ce dată suntem azi? Fata îi răspunde: în 20. Am citit undeva, zice mai departe băiatul, că în luna asta va avea loc o eclipsă. În ce dată? Întreabă fata. Nu mai amintesc. Eclipsă de soare sau de lună? Nici asta nu mai amintesc, a spus băiatul, care se vede treaba că era cam uituc. E sigur că va fi în luna asta? Da, de asta sunt sigur. Atunci, a zis fata după ce s-a gândit un pic, deși nu știam de eclipsă, pot să-ți spun și când va avea loc și ce fel de eclipsă va fi. Voi știți când va avea loc eclipsa și dacă va fi eclipsă de soare sau de lună. Bine v-am regăsit! Tocmai ați revăzut ultima întrebare din această serie. Să încercăm să găsim împreună răspunsul. Găsirea răspunsului presupune patru informații legate de aspectul lunii și de mișcarea lunii și a pământului și a soarelui până la urmă. Prima informație importantă. După cum știți foarte bine, luna își schimbă permanent aspectul, trecând prin ceea ce numim fazele lunii. Aici puteți vedea, într-o derulare cu viteză mult mai mare decât se întâmplă în realitate, cum se schimbă aspectul lunii în funcție de zona luminată de soare, așa cum o vedem de aici, de pe pământ, adică în funcție de zona de pe suprafața lunii în care este zi. Un ciclu complet al acestor transformări durează cam 29 de zile și jumătate și se numește lună sinodică. Și dacă n-ați știut, tocmai acest interval de timp a dat numele lunilor anului. Luna ianuarie, luna februarie și așa mai departe. Luna sinodică fiind, deci, intervalul de timp în care luna trece prin absolut toate fazele, iar semnificația astronomică este timpul care trece din momentul în care luna se găsește într-o anumită poziție față de pământ și soare, până când ajunge în exact aceeași poziție față de pământ și soare. A doua informație importantă. Există patru faze principale ale lunii care se succed la intervalul de timp de o săptămână și un pic, 7,37 zile aproximativ, pentru că luna sinodică are, așa cum am spus, 29 de zile și jumătate și asta împărțit la 4 ne dă 7,37 aproximativ zile. Prima fază este luna nouă. În această fază, luna este invizibilă, pentru că ea este pe cer, undeva în apropierea discului solar, iar strălucirea aerului din jurul discului solar este mult mai puternică decât strălucirea lunii, așa cum o vedem de aici, de pe pământ, și de aceea, așa cum am spus, ea este invizibilă. În desenul nostru se găsește, de pildă, în zona marcată cu o linie punctată, în stânga undeva fiind discul solar. După o săptămână și un pic, urmează primul pătrar, care, așa cum vedeți aici, se observă diferit în funcție de emisfera din care facem observația. Din emisfera nordică, jumătatea din dreapta a lunii este luminată, iar din emisfera sudică, jumătatea din stânga este luminată, pentru că cei din emisfera sudică sunt într-un fel cu capul în jos față de noi. La încă o săptămână și un pic avem luna plină, pe care o cunoaște toată lumea. Încă o săptămână și avem ultimul pătrar, care din nou are aspectul diferit în funcție de emisfera din care facem observația, emisfera nordică sau emisfera sudică, și apoi ajungem din nou la lună nouă și lucrurile se repetă. A treia informație de care avem nevoie. În acest desen puteți vedea
poziția lunii față de soare și pământ pentru fazele principale ale lunii. Puteți vedea unde se găsește luna când e lună nouă, unde se găsește când e primul sau ultimul pătrat și unde se găsește când avem lună plină. Important pentru noi este faptul că atunci când este lună nouă, luna se găsește între soare și pământ. Iar atunci când este lună plină, pământul se găsește între soare și lună, așa cum puteți vedea în imaginea de mai jos. A patra. Eclipsa de lună poate avea loc doar dacă umbra pământului cade pe suprafața lunii. Dar asta se poate întâmpla doar când este lună plină, pentru că atunci pământul se găsește între soare și lună. Eclipsa de soare poate avea loc doar dacă umbra lunii cade pe suprafața pământului, dar asta se poate întâmpla doar atunci când avem lună nouă, pentru că atunci luna se găsește între soare și pământ. În această fotografie, făcută din spațiul cosmic din apropierea Pământului, puteți vedea umbra lunii pe suprafața Pământului. Și acolo, în zona în care este umbră, avem eclipsă de soare. Cei din zona respectivă nu pot să vadă soarele din cauza discului lunii care acoperă discul soarelui. Această umbră a lunii nu este statică, ea se deplasează pe suprafața Pământului pe o linie curbă, pentru că Luna, Pământul și Soarele sunt în mișcare, și asta face ca eclipsa de soare să poată fi văzută pe rând din diferite zone ale Pământului. Acum știm tot ce trebuie ca să răspundem la întrebare. Să presupunem că suntem în emisfera nordică, atunci fazele lunii arată așa. Și dacă comparăm imaginea lunii din scena noastră cu desenul care reprezintă fazele lunii, observăm că luna se găsește în primul pătrar, ceea ce înseamnă că urmează, peste o săptămână și un pic, lună plină. Și asta mai înseamnă că eclipsa care urmează nu poate să fie decât de lună, pentru că atunci când e lună plină, așa cum am spus deja, pământul se găsește între soare și lună și umbra pământului poate să cadă pe lună. Când va avea loc eclipsa? Peste o săptămână și un pic, adică în data de 27 sau poate 28, pentru că nu putem să știm exact ce oră este în noaptea scenei noastre, asta depinzând de longitudinea la care ne găsim. Dar dacă suntem în emisfera sudică, în această serie de imagini puteți compara aspectul fazelor lunii în cele două emisfere. După cum vedeți, dacă scena noastră se petrece în emisfera sudică, atunci luna se găsește în ultimul pătrar, ceea ce înseamnă că urmează lună nouă. Și asta mai înseamnă că eclipsa nu poate să fie decât eclipsă de soare, pentru că la lună nouă, luna se găsește între soare și pământ și umbra lunii poate să cadă pe suprafața pământului. Răspunsul la întrebare este deci următorul. Dacă scena se petrece în emisfera nordică, va avea loc o eclipsă de lună în data de 27 sau 28. Dacă scena se petrece în emisfera sudică, va avea loc o eclipsă de soare, tot în data de 27 sau 28. Mulțumesc Danielei Carmen Băluță și lui Dumitru Antonie pentru răspunsurile foarte bine documentate, foarte bine argumentate. Interesant este că amândoi mi-au atras atenția asupra faptului că ar mai putea fi un răspuns posibil, și anume, plecând de la faptul că fata susține că știe data eclipsei, putem să presupunem că ea a văzut mai devreme luna plină, și observând acum aspectul lunii, ea știe că tocmai se petrece acum, în timpul discuției, o eclipsă de lună. Trebuie să fiu de acord și cu această interpretare și le mulțumesc încă o dată pentru răspunsuri. Și acum să vedem întrebarea de azi.
trei tineri, Andrei, Bogdan și Cristi, se hotărăsc să facă un concurs de alergare pe distanța de 100 de metri. Așa că se aliniază la start, un alt prieten dă semnalul de plecare și cursa începe. Dar diferențele de viteză de alergare dintre ei sunt destul de mari, așa că rezultatul este următorul. Andrei câștigă cursa cu un avans de 20 de metri față de Bogdan, care ajunge al doilea, și termină cursa cu un avans tot de 20 de metri față de Cristi, care ajunge deci pe locul al treilea. Întrebarea este, cu ce distanță avans a câștigat Andrei cursa față de Cristi? Succes și la revedere!